ziua, prieteni! Astăzi, împreună cu voi, o să executăm un iepuraș drăguț din materiale reciclabile. Deci, pentru atelierul respectiv, o să aveți nevoie de un pulover vechi, bucată de lăniță, un acșor, iată, un tip mai mare. Și pentru început, o să tăiem din acest articol un pătrat. Pătratul meu este de 22x22. Iată aici, la o parte, o să ne imaginăm un triunghi și o să folosim acul, coață. O să înselăm un triunghi imaginar. O să punem, desigur că o să lucrăm în spatele stofei. După cum vedeți, am înseilat acest triunghi. Pașii destul de mari și destul de lejer am lăsat. La această etapă o să am nevoie de umplutură ecologică. Deci iau așa un pumn, îl pun pe mijloc, mijlocul triunghiului nostru și din ambele ațe încep a trage. Trag destul de bine până când se încheie, cum ar veni, se încheie găurica noastră. Iată în felul următor. Aici o să fac un nod destul de strâns. După cum vedeți, am obținut capul și urechiușele iepurașului nostru. În continuare, o să umplem corpul nostru, la fel, cu umplutură ecologică. Și cu ajutorul acului, o să începem să coasem. Astfel o să se contureze și corpul iepurașului. Deja aici coasem cu pași foarte, foarte mici. Și vedeți această cusătură, această tăietură. Punem rezervele în interior. Cum vedeți, rezervele le ascundem în interior. Și ne străduim să-i dăm o formă rotundă, da? Aici, adică să nu fie colțuri. Aici am făcut o întăritură. Iată și iepurașul nostru, însă are nevoie de codiță totuși, da? Codița v-am arătat cum se face și la alte ateliere, însă vă reamintesc. O să avem nevoie de lăniță și, iată, cu ajutorul degetelor, de câteva ori, fășurăm. Cât mai multe fășurări, cu atât mai pufoasă o să fie codița iepurașului. Pe mijloc o să fixăm încă o oață. Și prin buclele formate trecem și le tăiem.
să-l aranjăm ca să fie toate uniforme. Și coasem pomponul nostru deja la iepuraș. Acesta este rezultatul. Da? Deci, dintr-un pulover de care v-ați plictisit deja sau care are un defect, puteți efectua asemenea jucării și sunt atât de moi. Plus asta, ca o idee, puteți să le umpleți cu ierburi aromatice, fiind astfel un minunat cadou pentru cei dragi. Eu vă zic la revedere, o zi bună, până pe data viitoare!